Senatorul PNL Eugen Țapu și deputatul Dan Leureanu, care au participat la ședința Biroului Politic Național al PNL, în prezența a 100 de persoane, se află în autoizolare voluntară în locuințele de la București, după ce au intrat în contact cu senatorul de Constanța, Virgil Chițac, cel care a fost confirmat pozitiv cu coronavirus. Din fericire, rezultatul primului test este favorabil atât deputatului Dan Laurențiu Leureanu, cât și senatorului Eugen Țapu. Colegul meu a fost depistat pozitiv privind virusul COVID-19 și în momentul de față, datorită faptului că a fost prezent luni la ședința Biroului Permanent Național, toți colegii din Biroul Permanent Național facem în acest moment testul pentru a vedea dacă suntem pozitivi sau negativi, pe care probabil îl vom afla, rezultate care îl vom afla mâine în jurul prânzului, și ne autoizolăm la domiciliu pe unde suntem acum, din București. A, deci și vom vedea rezultatul. Eu nu am niciun fel de simptome, dar tocmai în respect față de cetățenii cu care eu aș putea intra în contact, respect regulile care au fost impuse și ne conformăm astfel încât să evităm la maximum orice altă coinfestare. Câte persoane se află în situația aceasta? Câteva zeci membri biroului permanent. Adică câți la număr? În jur de 100. Deci 100 de... În jur de 100. Plus membrii din Senat, să vedem, cu care a intrat în contact. Deci colegii din Senat. Vă sperie? Nu mă sperie, este un virus, este o gripă atipică, ce-i drept. Știu că, în general, lucrurile astea mai nefericite s-au întâmplat pentru persoanele care aveau complicații sau aveau o imunitate slăbită. E o încercare, așa cum trec românii prin această încercare, voi trece și eu și colegii mei. Nu ne sperie, nu intrăm în panică, dar sigur trebuie să tratăm cu multă atenție și cu responsabilitate. Din fericire, testele celor doi parlamentari nemțeni nu au confirmat prezența virusului. Ele urmează totuși a fi refăcute astăzi, 16 martie. Deputatul Mugur Cosmanciuc, președintele PNL Neamț, nu a participat la ședința Biroului Politic Național, dar și acesta se află în autoizolare la Iași. Cei trei parlamentari nu au participat nici la votul guvernului Orban II din aceleași rațiuni.